Procurorii DNA nu se înghesuie să ocupe posturile vacante din structurile teritoriale. În șase județe din România, secțiile au un singur candidat la funcția de procuror șef. În Cluj, candidată este Anca Gabriela Mărincean, cea care a condus colectivul de procurori și în ultimii ani. Mărincean a preluat funcția interimar în 2014, când a înlocuit-o pe Elena Botezan, care s-a transferat la Curtea de Apel Cluj. În septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a prelungit mandatul pentru încă trei ani. Posibilitatea reinvestirii pentru o durată de 3 ani se poate face o singură dată de către CSM la propunerea șefului DNA. Candidaturile ar urma să fie discutate în Colegiul de Conducere al DNA în data de 10 septembrie. În legătură cu activitatea procurorului Mărincean, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, a reacționat de mai multe ori. Seplecan a povestit pentru NCN că în anul 2015 s-a revoltat împotriva DNA Cluj pentru că ar fi ținut mai multe dosare blocate. După ce a ieșit public și a contestat modul de lucru al DNA Cluj, Seplecan spune că a fost chemat la o discuție în biroul. Domnul Cecan Simion, care la pe acea vreme era șeful serei Cluj, m-a chemat la dânsul pe strada traian unde este uh, SRI, Și în birou dânsului față de ajuntul. Uh, Acestuia m-a rugat frumos să nu mă duc la București, să nu fac scandale. Eram pregătit să mă duc în fața sediului DNA la București, la doamna Chieve și Prezentându-mă la domnul Cecan, dânsul mi-a spus că ar fi bine să nu fac vâlvă multă, pentru că doamna Mărincean, care în acel moment era interimar după ce a plecat de la DNA fosta, fosta șefă, mi-a spus că trebuie să fie numită, să fie numită șefă, că este de al lor. Postul președinte al Consiliului Județean Cluj afirmă că a renunțat atunci la atacul public asupra DNA. În prezent se pleca dezamăgi arată dezamăgit de faptul că tot ce a făcut Anca Mărincean în cei trei ani de mandat a fost să claseze două dosare importante, cel care vizează groapa de gunoi de la Patarât și cel de la Icponor. Un singur candidat la șefia DNA a fost și în Alba Iulia, Bacău, Constanța, Baia Mare, Pite și Târgu Mureș. Și la structura centrală a DNA este aceeași situație. Au fost scoase la concurs trei posturi de procuror șef, însă doar la unul dintre ele s-au înscris doi candidați.